Craterul apărut din senin la Râmnicu Vâlcea a scos la iveală o adevărată comoară arheologică. Sub asfaltul surpat sunt cel mai probabil pivnițe brâncovenești de la sfârșitul secolului al XVII-lea, spun specialiștii de la Muzeul Județean Buzău. Descoperirea a fost făcută după ce șoseaua s-a surpat din senin și a înghițit o mașină parcată. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Proprietarul autoturismului a avut un șoc când un vecin l-a trezit și l-a anunțat ce s-a întâmplat. Ca orice persoană, parchezi mașina, te trezești. De fapt, m-a trezit altcineva, că nu mai e mașină. Bărbatul a cerut ajutorul autorităților, iar Omacara a venit și a ridicat autoturismul din groapa adâncă de câțiva metri. Cum e? Aveți ceva avarii? Zic, aveți ceva avarii? Domnule, după cum să văd, adică, ce să vă spun, eu nu prea mă cunosc prea bine așa la ele, dar să vede cam ce... Craterul format în parcarea din centrul orașului Râmnicu Sărat măsoară 5,3 metri lungime și peste 4 metri lățime. La baza craterului se pot observa straturi de cărămidă și guri ale unor beciuri. Ce se vede aici arată cel mai probabil ca o pivniță, haide să zicem, brâncovenească. Nu ar fi singura din județul nostru, mai sunt la Nenciulești, acum câțiva ani am mai găsit în urma unei săpături preventive la Merei. Nu este o descoperire unică în județ. Ideea de bază este că, da, bun, nu ne așteptam să fie sub euro 85, dar nu este o surpriză. Șoferul speră acum să fie despăgubit de autoritățile locale. Trebuie să facem niște investigații, să vedem cine se face vinovat de situație, dar acum glumind, omul chiar a spus, domnule, natura este, bun, și atunci să ne îndreptăm împotriva naturii. Deci, fără îndoială, vom apela la juriști și vom ști la un moment dat cine trebuie să-l despăgubească. Reprezentanții Muzeului Județean Buzău spun că nu este exclus ca DN2E85 să fie afectat mai mult în viitor, întrucât există guri de aerisire fix sub șosea. Ei recomandă împrejmuirea zonei și efectuarea de săpături arheologice pentru determinarea extinderii structurilor subterane.